Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Maia Sandu se prea premier, iar Andrei Năstase președintele Parlamentului. Aceasta este propunerea blocului acum pentru guvernare. Caz șocant în raionul Cantemir, un fost preot a primit 12 ani de închisoare pentru că și-ar fi violat fiica vitregă. Minora a născut un copil. Peste 2 milioane de lei va cheltui Consiliul Superior al Procurorilor pentru confortul la locul de muncă. De aproape 1 milion vor fi cumpărate mașini. Cetățenia moldovenească scoasă la vânzare și în China, o delegație a Ministerului Economiei promovează pașaportul moldovenesc în mai multe orașe chineze. Aglomerație de politicieni la președinție, acolo unde astăzi șeful statului a invitat 3 din cele 4 partide care au acces în noul Parlament. Ultima discuție cu blocul acum s-a încheiat acum 2 ore. Colega mea, Felicia Crețu, a fost toată ziua la președinție și ne dă ultimele detalii despre cum s-au desfășurat negocierile privind crearea unei majorități parlamentare. Felicia, bună seara! Spune-ne dacă a ieșit fum albastru sau nu. Bună seara, Angela! Trebuie să-ți spun că nici chiar cele aproape 3 ore de discuții pe care le-a avut președintele Igor Dodon cu liderii partidelor PD, PSRM și acum nu au dus la un rezultat concret. Primii care s-au prezentat la discuții au fost socialiștii. Astfel, Zinaida Greceanu i-a venit astăzi aici, la reședința de stat, însoțită de secretarul pe ideologie Ion Ceban și secretarul executiv Vlad Bătrâncea. Din partea democraților s-a prezentat însuși liderul PD, Vlad Plahotniuc. El nu a venit singur, ci însoțit de Pavel Filip și Andrean Candu. Iar cei din acum, deși au ținut în suspans până în ultimul moment dacă se vor prezenta la discuții, totuși au venit și au răspuns invitației lui Igor Dodon. Toate cele 3 formațiuni au avut o întrevedere cu președintele, care a durat ceva mai puțin de 1 oră, iar la final au făcut câteva declarații de presă. Astfel, socialiștii și democrații au declarat că se arată în continuare disponibil să poarte discuții și să ajungă la un consens în privința formării unei majorități parlamentare. Cei din PSRM chiar au făcut o invitație repetată celor din blocul acum, iar Zinaida Greceanu i-a declarat că până nu se vor vedea față în față să discute, nu vor considera refuzul celor din acum drept unul definitiv. De partea cealaltă, cei din blocul acum au zis că sunt gata să discute cu alți deputați, dar doar pentru a aduna voturi pentru pachetul de dezoligarhizare pe care l-au prezentat ceva mai devreme. Președintele Igor Dodon le-a admirat și s-a arătat încântat de faptul că toți cei 3 lideri de partide s-au prezentat la discuții și au răspuns invitației acestuia. Iar pentru a facilita procesul de negocieri, acesta le-a făcut o invitație repetată, așa că îi mai așteaptă încă o dată pe liderii celor 3 formațiuni, dar de data aceasta vrea să-i aducă pe toți 3 împreună la aceeași masă. Dar haideți mai bine să urmărim câteva din declarațiile pe care le-au făcut chiar liderii partidelor astăzi, după discuțiile purtate cu Igor Dodon. Am declarat și despre condițiile noastre, în care condiții noi putem să negociem cu orice partid politic, inclusiv și cu, în primul rând, cu blocul acum. Reacții la aceasta n-am primit, ușile noastre rămân deschise. Ei n-au refuzat categoric. Este o propunere de a se așeza la masă de negocieri și de a discuta. Când te vezi ochi în ochi, poți să discuți despre ceva. Când ei se uită doar în ochii dumneavoastră și fac declarații populiste, nu cred că asta duce la ceva, la un bun înțelegere. Care ar putea fi în Republica Moldova urmare acestui blocaj? În acest context, Partidul Democrat are intenția de a forma cât mai curând posibil o majoritate parlamentară ca să stabilizăm situația în țară ca urmare a blocajului politic în Republica Moldova. Vor avea loc alegeri anticipate. Asta se va datora nu democraților, nu Partidul Democrat, dar a altor formațiuni politice. Noi, democrații, suntem deschiși dialogului politic,
Suntem flexibili, avem determinarea fermă de a forma o guvernare stabilă, responsabilă și destul de eficientă pentru oameni. Am spus că suntem dispuși pentru a discuta cu toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova și alte propuneri ce ar viza lupta anticorupție, ce ar viza edificarea statului de drept, scoaterea din captivitate a instituțiilor de drept și de reglementare, astfel încât pachetul nostru de acte legislative să capete sprijinul mai multor deputați din Parlamentul Republicii Moldova. PSD a declarat anterior că propunerea lor de a ca la masă de locul acum este încă valabilă. Nu am ce spune. Pe fond, pe conținut, în pe Parlament, pachetul de deoligarhizare a statului și a instituțiilor sale, pe o platformă parlamentară transparentă, deschisă pentru presă, pentru opinia publică națională și internațională. Mă bucur că astăzi toate aceste trei forțe politice, și socialiștii, și democrații, și blocul acum, au dat curs invitației din partea președintelui. Indiferent de forma în care se dorește formarea unei guvernări, important, foarte important, se dorește dialog. Și acesta este un pas foarte important înainte, care nu a fost până astăzi. Este un pas înainte din partea tuturor. Ce fel de guvernare vom avea noi? Majoritară, formalizată sau minoritară? Aici ține nu de președintele țării. Aici ține de aceste partide, cum vor discuta mai departe. Vreau să invit conducerea acestor trei partide împreună. Pentru data de 2 aprilie, ora 12, în această instituție. Dacă vor începe până atunci discuțiile între ei, bilateral, și evident că se formalizează vreo majoritate sau vreo înțelegere, e bine. Dacă nu, vedem aici, poate cumva îi pun la masă de negociere. Întâlnirea șefului statului a fost marcată și de momente mai puțin plăcute pentru președinte, liderii blocului acum, dar și unii deputați din partea acestuia au refuzat să dea mâna cu Igor Dodon atunci când acesta a vrut să-i salute. Dar puteți să vină dacă vă spărăt? Nu vreți să... Eu nu vreau să comentez în ceea ce ține de salutări sau nu. Haideți să vorbim despre lucruri de substanță, lucruri esențiale. Lucrurile astea puteți dumneavoastră să le prezentați și le dezbateți cât doriți. Noi suntem aici pentru a răspunde la întrebări importante care interesează și cetățenii. Nu este pentru prima dată când Maia Sandu refuză să dea mâna cu Dodon. Un caz similar a avut loc în anul 2016 în campania electorală pentru prezidențiale, când cei doi așteptau să intre la dezbaterile electorale de la ProTV. Maia Sandu, premier, Andrei Năstase, președintele Parlamentului, este formula de guvernare propusă de blocul acum. După câteva zile de suspans, cei doi lideri politici au anunțat că se vor diviza în două fracțiuni parlamentare separate, în schimb vor forma în cadrul legislativului blocul politic acum, care va avea în total 26 de deputați. Celelalte partide au reacționat diferit la această propunere. Platforma Da și PAS sunt hotărâți să-și asume responsabilitatea guvernării și înaintează candidatura doamnei Maia Sandu, președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru funcția de prim-ministru. Fracțiunile constituente ale blocului politic, Platforma Da și PAS, înaintează candidatura domnului Andrei Năstase, președinte al Platformei Da, la funcția de președinte al Parlamentului. Partidele care au acces în legislativ au reacționat diferit, iar cei de la Partidul Șor au spus că nu comentează propunerile blocului acum. Noi auzim diferite opinii, cineva are unele ambiții probabil că mai personale, nu o să le comentăm acum, când o să începem negocierile, atunci am să discutăm orice funcție. Ce vor să facă cu aceste funcții persoanele care vor accede în aceste funcții? Pentru că dacă ei vor face și pentru oameni câte ceva, e una. Dacă doar vor să se folosească, să se precopsească cu asistenți, mașini de serviciu,
pază și probabil salarii, că am înțeles că nu au primit de mult salarii, atunci e sută treaba. Deși au fost întrebați despre componența fracțiunilor, cei doi lideri au refuzat să ofere detalii. Totuși, potrivit unor surse apropiate partidelor, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate va avea 14 deputați, dintre care ar putea face parte analistul politic Oazu Nantoi și activistul civic Dumitru Alaiba, care a câștigat alegerile pe circumscripția uninominală SUA și Canada. Fracțiunea Platforma Demnitate și Adevăr ar putea fi constituită din 12 deputați, în componența căreia ar putea să se regăsească fostul diplomat Iurie Reniță, istoricul Octavian Țicu și fondatorul IDIS Viitorul Igor Munteanu. La prima ședință a noului parlament au fost create 3 fracțiuni, cea a socialiștilor, condusă de Zinaida Greceanăi, a democraților, președintele căreia va fi Pavel Filip, și fracțiunea Partidului Șor, în frunte cu Ilan Șor. Concurență aprigă între șoferii de transport public și Comuna Bubuieci. La doar o zi după lansarea liniei de troleibuz, o rută de maxi-taxi deja a refuzat să activeze în localitate. Astfel, dimineața, oamenii au întârziat la lucru deoarece au așteptat prea mult microbuzul, fără să știe că acesta nu mai circulă. Cel mai greu le-a fost bătrânilor și copiilor care au fost nevoiți să înconjoare jumătate de sat pentru a ajunge la stația de troleibuz. Administratorul companiei de transport susține că este în pierdere după apariția troleibuzelor. Mătușa Raisa a așteptat aproape jumătate de oră microbuzul 137 pentru ca mai târziu să afle de la consetenii că acesta nu mai circulă. Astfel, femeia a fost nevoită să coboare aproape un kilometru în vale, la primăria din centrul satului, deoarece doar până acolo merg troleibuzele. Da, eu am 70 ceva de ani și că să vin din centru cu două torbi, dar o femeie cu un copil când aș fi umătul așa ea să vie, ia că zicem așa, nu vine, dar un bolnav. El s-a suit acolo în rutiera și el s-a spus la policlinică. Lasă pui rutele cum au fost. Nu ne interesează de troleibusul ăsta nici de fel, de fel, de fel. Uimiți că microbuzul nu mai circulă, au fost și alți conseteni. Aceștia s-au revoltat că trebuie să parcurgă distanțe lungi până ajunge la stația de troleibus. Partea aceea sunt care cu copii, bătrâni care... Și foarte greu. Eu chiar singur am vrut să mă întorc înapoi, așa piciorul mă dure de tare. Eu am la timp că se la 10 să mă urc. De acolo 22 de minute le aștept. Nu este și... Deși critică șoferii de microbuze pentru că nu respectă un orar stabil, oamenii totuși speră că aceștia se vor răzgândi. Sau speră că măcar troleibuzele se vor deplasa pe același traseu. Mai ales mă duc în piață, eu mai vin cu două torbi, cum să ajung eu în cap ce am lăsat? Нам просто тяжело добираться. Это как молодым еще как, а вот пожилым людям и коллегам. Administratorul rutei numărul 137 a precizat că microbuzele nu vor mai circula în Bubuieci, deoarece ar suferi pierderi majore. Nu mai este rentabilă ruta, nu mai putem funcționa în pierderi. Nu putem concura cu troleibusul care duce cu 2 lei și o parte din populație duce gratis. Și pentru fiecare 2 lei care încasează de la călători, mai primește 5 lei din bugetul municipal. Vestea că microbuzele și-au sistat activitatea l-a dezamăgit pe viceprimarul localității, care spune că este nevoit să caute o altă companie pentru transportul oamenilor prin sat. Nu poate să facă din capul lor să sisteze, deoarece este o rută coordonată, pusă, amplasată. Sigur, dacă nu vor acești șoferi să activeze, vom fi în căutare a o rută care să activeze în interiorul circulat prima zi troleibuz. Rutiera 137 a circulat, era plină. Dimineața și seara. La această situație a reacționat și primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu. Acesta a scris pe o rețea socială că modernizarea face dinozaurii să se revolte. Deși l-am telefonat pentru detalii, edilul nu ne-a răspuns la apel. Potrivit locuitorilor comunei Bubuieci, oamenii vor ieși să protesteze în stradă. Dacă în viitorul apropiat nu vor reapărea microbuzele sau dacă nu va fi prelungit itinerarul celor 3 troleibuze. În comună mai circulă și o rută de autobuz, dar și încă una de microbuz, care însă nu ajunge în piața centrală. Anterior și la Ialoveni a fost un conflict aproape similar, după ce în oraș au început să circule 3 troleibuze. Ulterior însă apele s-au liniștit.
Un fost preot din raionul Cantemir a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-ar fi violat fiica vitregă. În urma acestor acțiuni, fata, în vârstă de 13 ani, a rămas însărcinată. Abia atunci, fapta inculpatului a ieșit la iveală. Într-un comunicat de presă, procuratura susține că, deși mama fetei a aflat de cele întâmplate, ea a preferat să tacă. Nu se știe cărei mitropolie aparținea inculpatul. Mitropolia Moldovei, prin intermediul secretarului Vadim Cheibaș, a declarat pentru TV8 că nu este la curent cu un asemenea caz. Noi n-am cunoscut, dar sunați, vă rog, episcopie, adică Hulș Comrat, Cantimirul spune direct aceste entități. Procurorii afirmă că infracțiunea a fost comisă în 2016. Aceștia mai spun că inculpatul s-a lăsat de preoție și a venit cu familia în capitală, unde activa în calitate de taximetrist. După ce fiica s-a născut, medicii au anunțat autoritățile, iar astfel cazul a început să fie investigat și de procurori. Fostul preot a fost condamnat la 12 ani de închisoare, fiind dus la penitenciar chiar din sala de judecată. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel. Valoarea locuințelor cumpărate prin programul Prima Casă depășește 1 miliard de lei. Despre aceasta a anunțat ministrul Finanțelor, care a mai precizat că în medie un apartament a costat 570.000 de lei. În decursul unui an, de acest program au beneficiat în jur de 1.800 de persoane. Una dintre ele, mama a 5 copii, a fost adusă la conferința de presă. Femeia susține că atât ea cât și soțul ei sunt angajați la stat. Credit ipotecar simplu, noi n-am avut posibilitatea să, să luăm, dar pentru familia noastră programul Prima Casă a fost un program foarte benefic și chiar eu sunt lucrătoră din sistemul bugetar și soțul meu. Potrivit autorităților, în ultimele 12 luni, aproape 1.800 de oameni și-au procurat locuință prin intermediul programului guvernamental Prima Casă. Printre aceștia sunt profesori, medici, polițiști și militari. Reieșim din faptul că avem circa 1.800 de beneficiari, iar valoarea medie a locuinței procurate este în jur de 570.000 de lei, atunci valoarea imobilului procurat prin programul Prima Casă depășește 1 miliard, mai exact azi 1 miliard 25 de milioane. Avantaj pentru beneficiarii Prima Casă este suportul din partea statului prin compensații. Astfel, în funcție de numărul copiilor, programul prevede compensarea treptată din bugetul de stat a creditului ipotecar de la 10 până la 100%. În prezent, valoarea compensațiilor este de 1,3 milioane de lei. Autoritățile se mai laudă că la începutul programului, adică acum un an, rata dobânzii pentru credit era 9%, iar de câteva luni a scăzut, fiind acum 5,9%. Odată în jumătate de an, ODIM are responsabilitatea să revizuie această rată. Conform autorităților, vârsta medie a solicitanților este de 31 de ani, iar cele mai întrebate sunt locuințele la bloc din orașe, peste 90% din cereri. Costul locuinței nu trebuie să depășească 1 milion de lei, iar rata inițială este de 10% din preț. Mulțumit de rezultatul programului, Ministrul Finanțelor a anunțat că Prima Casă s-ar putea extinde după ce în luna iunie expiră a treia etapă. Anterior, mai mulți experți de la noi au criticat acest program, menționând că acesta va aduce profit doar firmelor din sectorul imobiliar, dar și băncilor care oferă credite. Anexele la blocurile din capitală nu mai uimesc pe nimeni. Poate doar originalitatea construcțiilor. În timp ce unii își lărgesc locuințele construind modest doar un balcon, alții înalță adevărate case de locuit cu mai multe etaje sau chiar cu garaj personal. Familiile numeroase spun că aceasta este singura modalitate de a-și asigura un spațiu de trai decent. În unele cazuri, locuința poate fi lărgită chiar și cu 40 de metri pătrați, iar totul se întâmplă cu acordul autorităților. Totuși, de ani buni, nu mai este permisă înălțarea anexelor. Blocul locativ de pe strada Constantin Brâncuș din sectorul Botanica are zeci de anexe construite potrivit locatarilor în ultimii 20 de ani. Cu timpul, acestea au crescut într-un adevărat haos arhitectural. Preții de bază sau intrarea principală în clădire nici măcar nu se văd. Chiar și așa, oamenii continuă să construiască anexe.
Printre ultimele construite este și anexa Elenei. Aceasta a înregistrat-o 2 ani în urmă, după ce a obținut toate documentele necesare și a fost verificată de autorități. Femeia susține că, înainte de a-și lărgi locuința, s-a consultat cu vecinii săi, așa cum prevede legea. Datorită spațiului obținut, și-a construit o bucătărie modernă și camere pentru copii, așa că de la 12 metri pătrați, cât avea inițial, a ajuns la aproape 50. Dar nu avem de ce ne face frică, fiindcă noi doar am făcut-o, eu n-am făcut-o ca să o vând, am făcut-o pentru mine, pentru copii, pentru viitor, fiindcă am locuit în 12 metri pătrați și vă imaginați 3 copii, suntem 3 persoane, nu e atât de ușor. Iar acest bărbat și-a adăugat un etaj după ce s-a născut cel de-al 3-lea copil. Chiar dacă nu toți locatarii sunt bucuroși de această vicinătate, Nicolae spune că nu are altă soluție. Dar unde să ne ducem? Uh-huh. Răspuns. Uh-huh. N-avem unde. 2 cămere mictele. De... Uh-huh. Iar acum? Copii. Iar acum cât aveți? 3. Uh-huh. Și e mai bine așa? Da, cum? Uh-huh. Dacă statul nu dă, nu mă ne fură. Construcțiile auxiliare sunt o obișnuință și pentru cei care trăiesc în așa zisele cămine familiare. Oamenii își înalță anexele din dorința de a-și extinde cât mai mult locuințele. Frumos, normal. Probabil e legal dacă locuiesc, n-ați, da. Alții înalță adevărate vile urbane. Majoritatea au propriul garaj, grădină și intrare separată. Mai nou și lăcașele sfinte sunt ridicate în anexe, unele vechi chiar și de 2 decenii. Această biserică a apărut acum câțiva ani, chiar lângă o birărie din sectorul Ciocana. Până în anii 90, aici a fost oficiu poștal, iar după ce a falimentat, a devenit o librărie. O biserică sunt, una, două, trei, patru, cinci biserici, afară de partea ceilalte. Indiferent de scopul anexelor, oamenii nu sunt foarte încântați să le vadă în propriile curți. Spun că acestea urâțesc aspectul exterior al clădirilor, fiind totodată și periculoase. Strică fațada orașului. Adică dacă clădirile ar fi pe din afară tare bine lucrate, să aibă un aspect, înseamnă că este trebuie scoasă. De ce lumea trăiește așa? Deci, el dă și că e fur, dar nu avem și fura. Astolca случаев было, конечно. Там и пожары были в этих, как сказать, мансардах этих. Între timp, arhitectul șef al orașului a precizat că nu este la curent cu numărul anexelor ridicate în capitală. Și asta pentru că acestea nu figurează ca imobile separate. Funcționarul a mai menționat că autorizațiile pentru construcția lor nu mai sunt eliberate de ani buni, cu anumite excepții. Foarte de mult deja la anexe nu se mai emite așa. Sunt cazuri când se emit doar pentru aspectul arhitectural de definitivat, acolo unde deja au fost emisii. Pentru anexele construite ilegal, oamenii riscă să plătească amenzi de până la 4.500 de lei. În funcție de caz, preturile de sector pot cere în instanță demolarea lor. Consiliul Superior al Procurorilor vrea să-și cumpere mașini de aproape 1 milion de lei. Dorințele nu se opresc aici. De alte 250.000 de lei intenționează să-și cumpere covoare. Conform planului de achiziții, pentru toate cumpărăturile planificate de Consiliu, vor fi cheltuite milioane de lei până la sfârșitul anului. Cei mai mulți bani, 750.000, CSP vrea să-i cheltuie pentru procurarea automobilelor. 250.000 de lei, Consiliul îi va investi în covoare. Totodată, instituția vrea să procure mobilier de aproape 120.000 de lei și draperii în sumă de aproximativ 42.000. Și pentru că educația costă, aproape 200.000 de lei vor fi oferite pentru cursurile de instruire. Totodată, deși recent CSP s-a mutat în sediul nou al Procuraturii Generale, în planul de achiziții, aceștia au prevăzut aproape 90.000 de lei pentru achitarea serviciilor de locațiune. Am solicitat un comentariu din partea președintelui Consiliului, Angela Matuzoc. Ne recomandați să-i trimitem întrebările în scris, iar mâine să revenim pentru o reacție. Anul trecut, Consiliul Superior al Procurorilor a cheltuit aproape 3 milioane de lei. CSP este alcătuit din 12 membri și reprezintă organul de autoadministrare al procurorilor. Printre membrii Consiliului sunt Procurorul General, Procurorul Șef din Găgăuzia, președintele CSM și Ministrul Justiției.
Se caută noi cumpărători pentru cetățenia Republicii Moldova. După Dubai, o delegație a Ministerului Economiei se află în aceste zile în China, unde promovează plusurile pașaportului moldovenesc. Astfel, doritorii sunt îndemnați să devină moldoveni pentru o investiție de cel puțin 100.000 de euro. Este sau nu atractivă cetățenia? Nu am reușit să aflăm și asta pentru că Ministerul Economiei încă nu a venit cu un raport despre succesul programului. În aceste zile, evenimente de promovare au fost organizate în cele mai importante centre economice și financiare din China, precum Hong Kong, Beijing sau Shanghai. Conform comunicatului Ministerului Economiei, delegația de la noi le vorbește afaceriștilor chinezi, dar și companiilor de specialitate despre avantajele de a-și aduce investiții în Republica Moldova, în schimbul obținerii cetățeniei moldovenești. Principalul argument prezentat străinilor este faptul că, datorită pașaportului nostru, poți călători liber în peste 122 de țări, inclusiv Rusia, Turcia sau Statele Europene. Deși legea este în vigoare de mai bine de un an, până acum nu se știe nimic despre rezultatul programului. Am cerut informații de la Ministerul Economiei despre câte solicitări au fost depuse până acum și câți bani au ajuns în țara noastră în urma investițiilor străine, în condițiile în care suma minimă este de 100.000 de euro. Deocamdată nu am primit răspuns la solicitarea expediată. În timp ce autoritățile promovează programul ca o modalitate de a acumula venituri adiționale pentru economia națională, mai mulți experți locali, dar și din afara țării, consideră că acest program este riscant pentru țara noastră. Conform lor, securitatea națională ar putea fi pusă în pericol, iar Republica Moldova ar putea fi folosită pentru spălarea banilor. În Irak, de exemplu, cetățenia de Moldova este prezentată publicului ca cea mai ieftină formă de a călători prin lume. La fel și în Hong Kong. Cu pașaport de Moldova, probabil mai sunt mulți dintre cei care vor călători și se vor distra cu pașaport de Moldova în buzunar. Unii chiar sunt gata să dea sute de mii de euro, poate chiar și în datorii statului Republicii Moldova, doar ca să-și cumpere libertate. Ei doar nu știu că pașaportul Republicii Moldova nu garantează și libertatea, ci mai degrabă dependența de acești vânzători de cetățenii de Republica Moldova. De asemenea, compania care a câștigat concursul pentru a implementa programul în Republica Moldova, Henley & Partners, a figurat într-o investigație a unei jurnaliste malteze, care mai apoi a fost asasinată. Acum o lună, presa a scris că printre doritorii de a deveni moldoveni este și soția deputatului Ilan Șor, cântăreața Jasmin. Ulterior, acesta a confirmat intenția ei. În noiembrie 2018, programul a fost lansat de către Kiril Gaburici la Dubai. Conform legii, numărul noilor moldoveni nu trebuie să depășească 5.000. Valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de Investiții Publice pentru Dezvoltare Durabilă pentru un solicitant unic care a împlinit vârsta de 18 ani constituie echivalentul a 100.000 de euro. Acuzat de luare de mită, fostul decan al Facultății de Drept, Sergiu Brânză, continuă să predea ore studenților. Procurorii spun că acesta a fost suspendat din funcția de conducere, însă nu și din cea de profesor. Tot ei au precizat că fostul decan nu își recunoaște vina. În același timp, conducerea facultății îl apără pe Brânză și a refuzat să ofere detalii despre orarul acestuia. Despre faptul că Brânză continuă să predea studenților de la drept ne-a spus-o chiar prodecanul facultății Stella Botnaru, care s-a arătat deranjată că echipa TV8 îl caută pe acesta în biroul decanului. Dar în ce birou are ore? Cum am putea afla? Bună ziua, ce suntem aici? Aveți permisiune oficială de a filma? Să filmăm în Universitatea de Stat, este nevoie de permisiune oficială? Să intrați în biroul la oameni. Nu, eu vrem să-l găsim cu domnul Brânză, să vorbim cu domnul Brânză. Aceasta a refuzat să comenteze acuzațiile aduse colegului ei, menționând doar că este un om onest. Ce credeți despre faptul că un profesor cercetat penal își continuă activitatea? Frumos, eu nu dau niciun interviu. Un domn foarte onest și un om de treabă. Și alți colegi, dar și studenți, spun că regretă că fostul decan este implicat într-un dosar penal. În primul rând, omul devine vinovat numai în cazul când este sentința judecată. Până atunci este prezumția de vinovăție, înseamnă că el nu este vinovat. Atât. Dar partea etică? Da, ce partea etică? Dar poate asta e un scenariu.
Este un profesor foarte bun, care își cunoaște meseria, știe să predea, este aproape de student și îmi pare rău că a fost implicat în astfel de situații. Conform orarului, Sergiu Brânză predă dreptul penal pentru studenții anului 2. Ușa departamentului era încuiată în momentul în care filmam reportajul. Între timp, reprezentanții Procuraturii Anticorupție spun că dosarul încă este la etapa urmăririi penale, iar Sergiu Brânză se declară nevinovat. Învinuitul nu își recunoaște vinovăția și beneficiază de dreptul de a nu face declarații. Potrivit legii, învinuitul are dreptul să predea, deoarece fapta imputabilă nu are legătură cu activitatea sa de profesor. În adresa Universității de Stat a fost expediată demersul privind suspendarea din funcție de decan al Facultății de Drept, fiind admis pe un termen de 3 luni. Brânză a avut telefonul deconectat, așa că nu am reușit să obținem o reacție de la el. În dosarul în care figurează acesta, este cercetat penal pentru corupere și avocatul Viorel Berliba. Nici el nu-și recunoaște vina și Berliba continuă să presteze servicii de avocat în condițiile în care nu există o sentință definitivă. Cei doi au fost reținuți de ofițerii CNA și procurorii anticorupție la începutul lunii octombrie 2018, ambii fiind cercetați într-un dosar de corupere pasivă și activă. Potrivit procurorilor, Berliba, fiind conducătorul unor teze de doctorat, ar fi oferit decanului Brânză mai multe sume de bani pentru o notă mai bună. Și soția lui Sergiu Brânză, judecător la Curtea de Apel Chișinău, figurează într-un dosar de corupție. Anterior, avocatul magistrate a declarat că aceasta se consideră nevinovată. Primăvara pierde din căldură în fața ciclonului rece care va pune stăpânire peste Moldova, astfel în următoarele zile ne așteaptă rafale de vânt puternic și temperaturi cu minus. Aflăm detalii despre prognoza meteo de la colega mea Diana Popa. Bună seara, Diana! Ce spun meteorologii? Bună seara! Se pare că Baba Dochia încă nu și-a scuturat cojoacele. În zilele următoare ne așteaptă vânt puternic în toată țara. Astfel, meteorologii au emis cod galben de avertizare. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 18 metri pe secundă. În aceste condiții sunt posibile întrerupere temporare ale curentului electric, ruperea crengelor sau doborârea copacilor uscați. Oamenii sunt sfătuiți să evite trecerea sau parcarea automobilelor în apropierea copacilor și să ocolească cablurile electrice, dacă acestea vor cădea la pământ. Codul galben este valabil până joi. De asemenea, în zilele următoare, vremea se va răci. La noapte, în zonele de nord și centru, temperaturile vor scădea până la minus 5 grade Celsius. Sunt posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță. Ziua vor fi cel mult 8 grade. La sud, însă, nopțile vor fi mai calde, iar mercurul din termometre nu va coborî sub minus. La fel și ziua, sunt așteptate până la 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. A fost Diana Popa, continuăm. Alegeri cu un singur candidat la Academia de Științe a Moldovei. Singurul pretendent la funcția de președinte este Ion Tighineanu, actualul președintele interimar al Academiei. Propuneri de candidați au fost mai multe, dezvăluie șeful comisiei de concurs, însă toți ar fi refuzat să se înscrie în cursă. Fotoliul a rămas vacant după ce fostul președinte Gheorghe Duc a plecat din funcție, fiind cercetat penal. Academicianul Ion Tighineanu a fost înaintat de către adunarea generală a secției științe exacte și inginerești. S-au gândit unii academicieni să propui și alte candidaturi. Însă eu știu că unele persoane au spus că nu doresc să participe. Fiindcă, și nu numai de motive că, cum domnul Pasat a spus, că nu-i transparență. Deci dacă nu-i transparență, asta nu-i motiv de a nu participa. Fostul ministru al apărării, academicianul Valeriu Pasat, care la alegerile anterioare a concurat pentru șefia Academiei, de data aceasta a refuzat să se înscrie la concurs. Și asta pentru că din start va fi clar cine va câștiga competiția. După participa la un concurs unde din start este clar cine trebuie să câștige. Nimeni din cei care au fost până acum la conducerea Academiei nu au dreptul moral și geologic să conducă mai departe structură în Academia de Știință. Nu am reușit să obținem o reacție de la conducerea Academiei. Președintele HM este ales cu 3/3 din voturile membrilor comisiei de concurs. Decizia va fi luată pe 9 aprilie. Funcția de președinte a devenit vacantă în noiembrie 2018, când fostul conducător Gheorghe Duca și-a anunțat subit demisia. Atunci lui, dar și soției sale, le-au fost înaintate învinuirea într-un dosar penal privind excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu. Duca se consideră nevinovat. El a condus Academia de Științe timp de 15 ani, fiind reales în funcție de 2 ori.
Îmi mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora 21 avem știri în limba rusă. Eu vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!